În urma discuțiilor care au avut loc ieri între reprezentanții administrației Complexului Energetic Oltenia și protestatarii intrați în greva foamei, spiritele s-au calmat. Ion Rușeț, șeful Departamentului de Relații cu Comunitatea în cadrul CEO, a făcut cunoscute listele cu toți angajații care beneficiază de majorările salariale. Ion Rușeț a declarat că listele au fost făcute publice și speră că nu vor mai exista nelămuriri pe această temă. La nivelul fiecărei subunități, fiecare subunitate are lista. Toate listele au fost semnate de conducătorii subunităților respective. Organizațiile sindicale constituite la nivelul subunităților au aceste date. Discutăm despre 2728. Protestatarii care s-au aflat în greva foamei mai multe zile în fața sediului CEO din Târgu Jiu au spus că sunt mulțumiți de rezultatele obținute în urma negocierilor. Au fost niște clase propuse de către conducerea unităților. Ca să vă dau un exemplu concret, cazul meu, eu am clasa 6B, 21 de ani de servici, 1460 de lei salariu. Domnul director Ciobotăric este delegatul administrației în dialogul cu sindicatele. Este și președintele Comisiei Mixte, dânsul chiar are cunoștință de ce s-a discutat la Comisia Mixtă, cum se vor face și pe ce criterii se vor face acele creșteri salariale. Punctul meu de vedere trebuiau făcute corect de la bun început. Angajații CEO doresc ca pe viitor să nu mai existe divergențe, iar nelămuririle să fie clarificate fără proteste.